Peștera Veteran este un obiectiv aflat pe lista oricărui ghid turistic din clisura Dunării. Renumit atât pentru legenda sa, cât și pentru accesul său mai neobișnuit și ceva mai aventuros, făcut doar pe apă, acest loc atrage turiștii ca un magnet. În Grota Veteran s-au scris de-a lungul veacurilor nenumărate file de istorie. În jurul acestui obiectiv ascuns în inima muntelui s-au țesut adevărate legende. Bine ați venit la Peștera Veteran. Numele meu este Adelina, sunt ranger la Parcul Natural Porțile de Fier. Iar pentru câteva minute o să vă fiu ghid aici în interiorul peșterii. O să vă spun câteva lucruri despre această peșteră, despre locul în care ne aflăm și despre istoria ei. Peștera Veterani este situată pe malul stâng al Dunării, în peretele stâncos al masivului Ciucaru Mare și a fost prima peșteră cartată științific din lume. Este, după cum vedeți, o grotă mai mare, este formată natural, nu are intervenții în forma ei din partea omului, însă o să întâlnim pe parcursul turului nostru câteva construcții, câteva amenajări făcute de om aici în interior. O să le vedem și o să vă vorbesc despre fiecare în parte. Fiind în administrarea Parcului Natural Porțile de Fier, peștera a fost pusă în valoare prin amenajări sugestive. Turiștii care ajung aici vor fi mai aproape de acele vremuri istorice, iar acasă vor pleca și cu informații, fiind mereu prezent un ghid turistic. În primul rând, pontonul pe care ați urcat dumneavoastră din bărcuță, l-am încercat să-l amenajăm atât cât s-a putut pentru a facilita accesul turiștilor aici în locul acesta. Iar în interiorul peșterii am adus, eu știu, o parte din istorie. Avem două machete de soldăței austrieci care îmbracă uniforma de vară din acea perioadă. Macheta unui tun folosit la vremea respectivă. Avem acele luminițe care facilitează accesul turiștilor și să poată vedea, deși peștera este luminată în mare parte natural, am încercat ca acel traseu pe care se merge, un traseu marcat, să poată fi și văzut mai bine, iluminat cu ajutorul unor LED-uri. Vizitarea peșterii alături de un ghid turistic se poate face între orele 10 și 18, iar taxa de acces este de 6 lei. Programul de vizitare al peșterii este începând cu ora 10 până la ora 18, este programul nostru aici. Turiștii beneficiază în acest interval orar și de ghidaj în interiorul peșterii. Li se spune povestea grotei pe care ați auzit-o și dumneavoastră mai devreme și atunci turistul pleacă și cu anumite informații istorice din acest loc. Tariful de vizitare am este de 6 lei de persoană, iar copiii sub 14 ani au intrarea gratuită aici la noi la peșteră. Interiorul peșterii rămâne și astăzi un izvor de legende, istorie și trăiri unice. Astfel, mii de turiști ajung anual aici. Numărul turiștilor de-a lungul verii este destul de mare. Cel puțin în lunile iulie, august și o parte din septembrie, numărul lor depășește 400-500 pe zi. Am avut ani în care ne-au trecut pragul peste 30.000 de turiști. Acum, în perioada aceasta, este mai puțin mai mic pentru că este încă începutul verii și turiștii vin mai puțin ca număr în această perioadă. Însă, în lunile despre care vă vorbeam anterior, numărul lor este destul de mare. De acest loc se leagă o mulțime de povești. Cea mai veche legendă este legată de perioada dacică. De altfel, în peșteră se află o lespede pe care se aduceau ofranele lui Zamolse. Se vorbește și despre comorile neamului Basarab, din care starețul Nicodim, el însuși descendent al familiei, ar fi luat o parte pentru a construi mănăstirea de la Tismana, iar restul comorii l-ar fi ascuns într-o peșteră din clisura Dunării.